Deputata Victoria Cazacu, a cărei fiică are statut de suspect în dosarul actelor de corupție din cadrul postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, a fost exclusă nu doar din Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și din cadrul fracțiunii PAS. Hotărârea a fost luată în cadrul întrunirii de miercuri a formațiunii, a anunțat președintele Parlamentului, dar și a partidului, Igor Grosu, înainte de ședința legislativului de la care a lipsit Victoria Cazacu. Pentru că există răspunderea politică, și toți cei care vin în politică, în Parlament, în primării, în consilii care n-or fi locale, trebuie să știe că ei poartă inclusiv și răspundere politică pentru acțiunile, inacțiunile lor și a celor tare din preajma lor. Asta este poziția Partidului Acțiunii Solidaritate. Igor Grosu a refuzat să spună ce se va întâmpla în cazul în care Victoria Cazacu nu va renunța la mandatul de deputat. În data de 1 aprilie, 3 inspectori vamale au fost reținuți pentru 72 de ore și alți 4 sunt cercetați în stare de libertate de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuiți că au pretins sistematic bani de la pasageri pentru introducerea și scoaterea ilegală din Republica Moldova a diferitor bunuri. Printre inspectorii cercetați sunt Diana Cazacu, fiica Victoriei Cazacu, fost deputat PAS, actualmente deputat neafiliat, Ion Mudreac, fiul lui Radu Mudreac, deputat socialist, și Constantin Brașovski, fiul fostului deputat democrat Gheorghe Brașovski. PAS i-a solicitat Victoriei Cazacu să-și depună mandatul de deputat, însă aceasta a refuzat, menționând că este victima denigrărilor și intimidărilor. I-a amintit despre prezumția nevinovăției și a spus că va rămâne în Parlament în calitate de deputat neafiliat.